cercetări arheologice în această zonă au început în anul 2014. De atunci au fost descoperite 4 bazilici. Specialiștii spun că au nevoie de încă 5 ani pentru a scoate la iveală întreaga cetate Zaldapa. Această imensă criptă despre care v-am povestit. Uite și scările și cele două camere care fac parte din Acum 2 ani am demarat acest proiect în parteneriat cu primăria orașului Hârșova și cele două muzee din Dobrici și Constanța. Fiecare partener din proiect a avut obiectivele proprii. Noi deja am realizat 90% din activitățile pe care le avem pe proiect. Proprie și ziua în care toți cei 4 parteneri trebuie să raportăm autorității de management că s-a încheiat acest proiect cu succes. Acest proiect pentru comunitatea noastră, pentru comunitatea orașului Hârșova, reprezintă o oportunitate de a promova vestigiile și artefactele și tot siturile pe care le avem pe teritoriul nostru. Mare parte din activitățile în cadrul proiectului sunt deja implementate, parte de infrastructură, mă refer la lapidariul pe care îl aveți în apropiere, deja e realizată. După graficul stabilit, proiectul se va încheia în luna mai 2020. Până atunci avem de achiziționat niște biciclete, de realizat niște vizite pe teren. Astăzi suntem la 2 ani și aproape jumătate de când s-a semnat acel contract prin care noi la Hârșova dorim să reabilităm ansamblul Vasile Cotovu, să-l transformăm într-un muzeu și să asfaltăm 1,7 km de străzi ce leagă ansamblul Vasile Cotovu de cetatea Carș și de centrul orașului. Și a trebuit, conform proiectului, astăzi să fim oaspeții comunității din Cușari. În ce stadiu se află proiectul în Hârșova? În Hârșova s-au început asfaltările. Estimăm că undeva sfârșitul lunii octombrie, jumătatea lunii noiembrie, condițiile meteo sper să permită, vedem că este o vară mai târzie și să sperăm că nu vor fi probleme. Intenționăm să finalizăm asfaltarea celor 1,7 km. Iar până atunci să sperăm că ne vom apuca și de reabilitarea școlii vechi, deoarece procedura de licitație prin care vom afla, de fapt este o singură firmă, s-a înscris în reabilitarea ansamblului Vasile Cotovu, acum o evaluăm și să sperăm că undeva 3 săptămâni, maxim o lună, finalizăm procedura de evaluare și dacă totul este ok, o declarăm câștigătoare și se va apuca firma respectivă de restaurarea ansamblului Vasile Cotovu și, cum spuneam, și reabilitarea și casei pedagogului, ce va fi biblioteca de cartier. Un proiect, cum am mai spus, un proiect, cel puțin acesta, un proiect pe fonduri europene nu înseamnă că dacă astăzi l-am însemnat, a doua zi încep efectiv să pun schela, cancioc, mistrie și să ne apucăm de treabă. Un proiect pe fonduri europene durează, iar legislația fiind în concordanță cu legislația europeană,
De-aia spun, nu trebuie să aruncăm totuși să ne uităm și să considerăm că noi suntem oaia neagră. Dom'le, noi suntem și... Nu! Este legislația pe care noi o respectăm, este, este sincronizată cu legislația europeană și asta legislația merge mai departe. Important este ca să finalizăm și, cum spuneam la sfârșit, acest ansamblu să fie redat comunității.